pasă la interior și slam dunk reușit de Greg Mangano. Din nou rămâne liber Mangano, dar este blocat acolo de Andrei Mandache. Senzațional capac reușit de fundașul celor de la Gazmeta. Pătrun de Tudor, pas în 0 grade pentru Virgil Stănescu. Excelentă pirueta lui Maroievi, Tudor Dumitrescu și sniperul de la Gazmeta medie și lovește de la mare distanță. Trunde sub panou și aici încearcă să ducă schema până la capăt jucătorii de la Steaua, Milian Popovic, însă Miță Paul recuperează ofensiv, Stănescu acum 2 puncte. Recuperează acolo Miță Paul, intercepție reușită de Popovic, Gallimore, slam dunk. Shylock pătrunde Shylock și reușește să marcheze. Pavkovic încearcă să găsească un loc de unde să-și lanseze aruncarea de 3 puncte. Mandache, intercepție și coș ușor pe contraatac pentru Andrei Mandache. Niacundi, o aruncare de pe centru reușită. Niacundi de la mare distanță, ce coș de 3 puncte. Și pe contraatac, slam dunk, Robert Niacundi. Pe 7 secunde de atac, minge pentru Gallimore, pătrunde Gallimore și vine un ofensiv Adi Tudor, 2 puncte spectaculoase reușite de Adi Tudor. Tudor Dumitrescu pentru Mandache, aruncă Mandache de 3 puncte în ultima secundă de atac și reușește să înscrie. Gallimore din 0 grade, 3 puncte marcate de Gallimore. De contraatac pentru Steaua și Gallimore finalizează această acțiune din pasa lui Bojo Djurasović. Undi acum Miță Paul liber la 3 puncte, coș reușit de fundașul Stelei. Mihai Paul 2 puncte. Thank you.